Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Ierusalim, sărbătoarea de Paște, anul 13 după Hristos. Aproape am ajuns. Cred că ești încântat. Îți amintești ce trebuie să-i spui preotului? Adunarea. Tu ești bine? Încerc să fiu respectuos. Doar ne apropiem de templu. Cred că Iisus va avea o surpriză. Poftim. Mă duc să iau lemne de foc. În timpul ăsta, eu o să găsesc un vas bun de lut. Lemne de vânzare! Câte vrei? Două legături. Un șechel, te rog. Tată, mama a zis să iei sare și pâine. Boabe de fasole avem, boabe, boabe. Ei bine, avem multe de cărat, nu? Asta e perfectă pentru mielul de Paște. Și ieftină. Cât costă? Doar 3 șecheli. Ce zici dacă îți dau 2? Vândut. Ai obosit? Nu mai durează mult. Vă salut cu pace. Eu sunt Iisus din Nazaret. Din partea familiei mele, ofer acest miel ca jertfă Domnului. Va fi primit foarte bine. Tocmai am plinit 12 ani. Așa este? Ești gata să devii un fiu al legii? Vrei să te încerc? Ce este deosebit cu mielul pe care mi l-ai adus azi? E cel mai bun al nostru. Fără pată, fără cusur. Și de ce oferi ce e mai bun? Să-i arătăm Domnului că-L iubim. Bine spus, tinere. Foarte bine spus. Rabine, ce trebuie să fac? Omul care îmi fura oile tocmai a fost prins. Legea spune că trebuie să plătească 4 oi de fiecare oaie furată. Păi asta e problema, nu poate să plătească. E sărac. Atunci, legea spune că trebuie vândut ca sclav. Poate e o cale mai bună. De ce sărbătorim Paștele? Tu nu știi? Paștele e perioada când îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a eliberat din sclavie. Și atunci e corect să vindeți un om ca sclav? Când noi îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scăpat de sclavie? Scuzați-ne, domnilor. Este un băiat curios.
Domnul oștirilor, Dumnezeu din ceruri, primește acest miel pur și sfânt ca jertfă pentru păcate. Ușor. Încă un sac. Adu măgarul aici. Unde e Iisus? Știe că plecăm. O să vină cu verișorii lui. Ah, Iosif, încă nu l-am văzut pe Iisus. E bine, Iisus e bine. E normal ca o mamă să se îngrijoreze. Iisus! 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 L-ai văzut pe Iisus? Poate e cu verișorii lui, mai încolo. Am verificat deja. L-ați văzut cumva azi? A fost cu voi? Noi am crezut că e cu voi. Iisus! Iisus! Niciun copil nu l-a văzut. Mi-e teamă, Iosif. Probabil a rămas în urmă. Ne întoarcem și îl găsim. Nu te teme. Haideți, veniți și voi, grăbiți-vă, să nu vă știu doar de bebe. Este bine. Nu am auzit nimic de vreun copil pierdut. Ne puteți ajuta să-l găsim? Orașul este așa mare. Ei bine, poate dimineață o să pun niște oameni să-l caute. Dimineața? Cum așa? Nu se poate în seara asta? Nu suntem plătiți să găsim copiii fugari. Iisus nu a fugit, e rătăcit. Credeam că puteți face ceva. E în ordine, Maria, totul e bine. Mulțumim, vom veni dimineața. E cam atât de înalt și îl cheamă Iisus. E, nu. Ultima dată l-am văzut la poarta de nord. Dar asta a fost acum 3 zile. Nu l-am văzut. Iisus! De ce a fost dată legea? Să ne învețe ce e greșit înaintea Domnului. Da, dar mai important decât cunoașterea ceea ce e greșit este să faci ceea ce e bine. Iisus! Maria! Sper că nu sugerezi că legea e inutilă. Nu, cred că nu. Dar dacă legea ar putea fi împlinită? Împlinită? Da, împlinită prin dragoste. Ce s-ar întâmpla dacă i-am iubit pe alții cum ne iubim pe noi înșine? Chiar mai mult de atât. Am fi plin de milă și compasiune. Legea este bună, dar nu ne poate schimba inimile.
Un om poate iubi legea și să-și urească fratele, dar când iubirea ne umple inima, atunci împlinim și legea, nu? Da, știe ce spune. Știe ce ai. Da. Mamă! Oh, Iisus! Unde ai fost? Tatăl tău și cu mine te-am căutat peste tot. Iisus, te-am căutat peste tot în Ierusalim. De ce m-ați căutat? Nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? A? Ce? A? Vrei să vii acasă, Iisus? Acolo, Iisus creștea și se întărea în Duhul. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Raze aurii de soare, strălucind de sus, îmi umplu sufletul de bucurie, îmi umplu inima de iubire. Luna și stelele vor răsuna prin noaptea cea mai lungă. El va lumina drumul pentru oricine va rămâne în lumina sa sfântă. Sclipind peste orizontul întunecat, zorii își arată strălucirea, ce va deveni o lumină orbitoare, încălzind totul pe pământ. Iubirea lui strălucește împrejurul meu, glorioasă și luminoasă, umplându-mă de pacea fără sfârșit în lumina sa sfântă. Sclipind peste orizontul întunecat, zorii își arată strălucirea, ce va deveni o lumină orbitoare, încălzind totul pe pământ. Iubirea lui strălucește împrejurul meu. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Iisus a fost apoi dus de Duhul în pustie, unde a căutat înțelepciune de la Domnul postind. Thank you.
40 de zile și încă trăiește. Cu adevărat are o mare putere. Ai nevoie de ajutor? Nu. Dar o să mori curând. Nu voi muri până nu voi împlini voia tatălui meu. Tatăl tău? Domnul Dumnezeu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, de ce te lasă să suferi așa? O să sufăr mult mai mult pentru iubirea lui. Dovedește-mi aici, acum. Ia aceste pietre și transformă-le în pâine. Haide, foamea ta va fi potolită. De fapt, îți voi cădea la picioare și mă voi închina ție pentru totdeauna. Este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știu cine ești, iar tu știi cine sunt eu. Ierusalim, oh, Ierusalim! Acolo sunt oamenii pe care ai venit să-i salvezi, dar mai întâi ei trebuie să creadă. Este scris: el va porunci îngerilor să-i se vegheze asupra ta, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Am un plan. Aruncă-te! Când vor vedea îngerii care te salvează, atunci vor crede, atunci vor ști că tu ești fiul lui Dumnezeu. Spui că este scris că voi fi salvat. Da. De asemenea este scris: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să-ți dau ție totul. Nu este al tău ca să-l poți da. Ba, pot să-l dau. Este al meu. Oamenii acestei lume ascultă vocea mea, căci eu am putere, putere cum nu ai mai văzut vreodată. Și limezi. Aur și argint. Palat
unui coroane. Pământul fără sfârșit, turme de oi și vite, regi, armate, sării și sulițe. Asta e puterea. Și poate fi a ta dacă faci doar un singur lucru. Încerunchează și închină-te mie pentru totdeauna. Fă cum îți poruncesc. Încerunchează și închină-te mie, Dumnezeul acestei lumi. Satanu, pleacă de aici, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Iar Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur.